Reforma sistemului școlar Trentin a intrat în faza operativă. Hotărârea privind oferta de formare a fost aprobată de Giunta Provincială de Trento. Institutele profesionale de SA vor fi incorporate în cadrul institutelor tehnice, cu excepția Institutului cu profil social Don Milani din Rovereto. Au fost create 6 profiluri liceale și anume clasic, științific, lingvistic, științe umane, artistic și muzical. Pentru institutele tehnice se preconizează activarea profilurilor prevăzute la nivelul național, mai puțin cel dedicat modei. Formarea profesională se va derula pe durata 3 ani, cu posibilitatea efectuării unui alt an pentru a obține diploma de tehnician. Agitație mare pentru avocații la tribunalul din Trento pentru audiența preliminară în cazul procesului privind poluarea în vechea carieră de la Montezacon din Valsugana și la depozitul de gunoi al societății Sativa din Sardania. Judecătorul Carlo Ancona a amânat însă audiența pe data de 19 martie din cauza unei erori. Sunt 8 persoane anchetate pentru infracțiuni de trafic ilegal de deșeuri, pentru crearea unor depozite abuzive și pentru falsificarea unor certificate legate de acorduri ilegale privind vechea carieră de la Montezacon și depozitul din Sardania. Instituțiile disponibile pentru a se constitui parte civilă la proces sunt 5 și anume Provincia, Primările de Râncenio și Trento, WWF și Ordinul Chimiștilor. Societatea Sativa va efectua o evaluare a situației până pe data de 19 martie al acestui an. Accidentele din sectorul agriculturii reprezintă a doua cauză a deceselor din Trentino. Înainte de a începe controlele privind adecvarea mijloacelor agricole la normele corespunzătoare, Asociația Poliției Locale din Italia dorește să informeze agricultorii asupra cauzei pentru care de la un eventual accident se poate ajunge la un proces în tribunal. Principalele două precauții constau în montarea cabinei de protecție și a centurilor de siguranță pe tractoare. Pe lângă riscurile pe care le prezintă munca în agricultură, există și cele legate de încălcarea codului rutier. Accidentele pot avea loc însă și ca urmare al faptului că nu ar fi respectate obligațiile europene prevăzute în cazul muncii în agricultură. Reducerea taxelor. Potrivit sindacatului muncitorilor CIS, o reducere a taxelor ar fi posibilă dacă s-ar efectua un control mai sever privind evaziunea fiscală și dacă ar scădea presiunea fiscală asupra muncii și asupra întreprinderilor care nu trimit în șomaj proprii muncitori. Secretarul sindacatului CISL din Trentino, Lorenzo Pomini, cere și eliminarea avantajelor fiscale de care beneficiază întreprinzătorii agricoli. Agricultorii, afirmă Pomini, plătesc taxele doar pentru venitul agrar, fără a se considera și acel venit care derivă din comerțul strugurilor și al merelor. Sindicatul susține că ar fi cazul ca în secolul 21 această lege să fie schimbată. La Bolzano a fost inaugurat recent primul institut din lume care se ocupă de medicină de urgență la munte. Avalanșele din ultimele săptămâni au ridicat problema siguranței la mari înălțimi. În regiunea Alto Adige, unde munții fac parte din patrimoniul umanității, turismul montan reprezintă nu doar una dintre principalele atracții, ci și o importantă sursă de venit. Aceasta ar fi și explicația nașterii la Bolzano a unui institut de medicină de cercetare de urgență la munte. Centrul de cercetare se va ocupa de elaborarea terapiilor medicale, precum și de atribuirea resurselor financiare adecvate pentru serviciile de urgență în zonele de munte în care accesul este dificil. Ziua de 1 martie nu este doar sărbătoarea mimozelor, dar și o zi de cugetare asupra condiției femei în societatea de astăzi. Cu ocazia acestei zile, Comisia Provincială Trentină pentru Oportunități Egale a adunat într-o broșură cam toate inițiativele ce se vor desfășura în cursul lunii martie. Manifestările sunt organizate de provincie, comune, consiliere de oportunități egale și de asociații. Broșura conține peste 50 de manifestări ce vor avea loc în Trentino. Acestea sunt consultabile și online pe site-ul www.pareoportunita.provincia.tn.it.